Iu, în sfârșit am ajuns acasă. Ups, s-a întors mama. N-a făcut curat în casă. Ce-am mâncat aseară? Vale de aici. Ce de junk food. Trebuie să mă mișc rapid. Micuțu, trebuie să te învățăm să faci doar afară. Mama nu trebuie să vadă dezordinea. Încă puțin. Hei, mama, bine ai venit. Hai să te ajut cu pungile astea. Eu era cât pe ce. Hai să-ți fac ceva de mâncare, scumpa mea. Stai jos, mă întorc imediat. Bine, mama. Ce masă delicioasă. E perfectă pentru o fată în creștere. Ce-i asta? Nu vreau așa ceva. Poftim? Trebuie să o mănânci, Stacy. Nu, nu cred. Bine, dă-o încoace. Ce mă fac? Trebuie să-i fac altceva de mâncare pentru Stacy la prânz. Știu, îi plac tăiței. Poftim. Asta vrei să mănânc? Sunt delicioși. Mă îndoiesc. Ok, cineva face mofturi la masă azi. Crede că e la restaurant cumva. Ce mai avem pe aici? Cerealele sunt mereu soluția salvatoare. Și a plecat. Ce tare! Nu scapi așa ușor. În niciun caz. Stacy, trebuie să mănânci ceva. Iar mă bați la cap? Ce-i cu atitudinea asta? Aoleu! Jucărie evident. Putea să se termine prost. Ți-am făcut un bol delicios de cereale. Mama, începe să devină jenant. Hai, știu că vrei. O să spun pas. Am făcut tot posibilul. Nu știu ce să mai fac. În sfârșit, unde rămăsesem? Se pare că o să mănânc eu cerealele astea. Stacy nu știe ce ratează. Stai așa, trenulețul. Ăsta-i răspunsul. E foarte simplu. Cred că știu ce să fac. Nu vreau să mă vadă Stacy. Din fericire e prea ocupată cu jocul ăla idiot. Acum e momentul. O să iau astea și calea ferată. Să trecem la treabă. O să întind calea ferată pe masă. O să prind bucățile între ele. O să fac o buclă mare. Perfect! Apoi o să pun trenul pe ea. Arată bine. Hei, Stacy, vreau să-ți arăt ceva. Dar, mama, sunt ocupată. Ce e? Uite! Hai! Ce e? Wow! Serios? Ce tare! Mi s-a făcut foame! Nu vine să cred că ai făcut asta. E cea mai tare idee. Nu știu cu ce să încep. Aș putea mânca mereu în stilul ăsta. Ce frumos se învârte trenul. Ce bine arată mărul ăsta. Vreau niște sos. Preferatul meu. Următoarea oprire, stomacul lui Stacy. Ce delicios e. Ce fată cu minte. Uite trenulețul. Ce tare. Hai să ieșim la plimbare, Fluffy. Ce drăguț. E prietenul meu cel mai bun. Mereu îl iei cu tine peste tot. Ok, hai să mergem. Aoleu! Mai încet, Fluffy. Mergi prea repede. Te aștept aici. Se distrează de minune. Nu prea pot ține pasul cu tine. Ești cel mai drăguț cățel din lume. Vrei să mai facem o plimbare? Aoleu! Atenție! Amândoi o să dormiți bine la noapte. Ok, hai să ne odihnim. Sunt epuizată. A ce miroase? Fluffy? Nu cred! Ba da! Cum poate ceva atât de mic să producă ceva atât de mare? O să ne prefacem că n-ai făcut nimic. Hai să te strâng în brațe. Te distrezi, scumpa mea? Sigur că da! Stacy, sper că Fluffy a făcut asta. What? Fă curat după el. Poftim? Nu! Vorbesc serios. Hai, nu mai comenta! Cine pierde, strânge după el. Asta vrei să facem? Ok, intru în joc. Nu e corect. Ce mai aștepți? Ăsta e cel mai mare dezavantaj al unui cățel. Să faci curat după el. Care e cea mai bună metodă de a face asta? Sunt prea aproape. Miroase urât. Ok, ia să vedem. O să-mi bag mâna în punga asta. Și apoi o să apuc răhățelul.
Încă puțin. Nu, nu pot, e prea grețos. Wow, ia uite ce elegantă e. Și clama aia de păr. E fix ce-mi trebuie. E prea ocupată cu telefonul ca să observe. Pac! O să funcționeze perfect. Ups, comportă-te normal, Fluffy. Că? Nu vreau să văd așa ceva. Mai bine plec. Nu s-a prins. Să trecem la treabă. O să bag clama de păr în pungă. Și apoi o să ridic răhățelul. Așa nu-l ating deloc cu mâna. Apoi o să-l acopăr cu punga. Căh, tot dezgustător e. Poftim, mama. Mersi. E fix ce mi-am dorit. O să-l bag în geantă, îl aruncă mai târziu la gunoi. Mami, uite! Oh, ce drăguț! Aveam nevoie de o clamă nouă de păr. De ce miroase în continuare urât? Nu mai contează. Mi-e foame, mi-e foame! Poftim, scumpa mea. Oh, ce bine arată! Un sandwich delicios! Sigur o să-mi placă! Are toate ingredientele mele preferate. Mmm, ce bun e! Mai vreau! Oh, da! Cad chestii din el! Ce dezastru! Cum e? Jasmine, ce faci? Nu te șterge pe mâini de bluză! Stai să te ajut! Mersi, mama! Mereu te murdărești când mănânci! Folosește șervetul ăsta! Mai vreau mâncare? Imediat! Cum ai făcut asta? Trebuie să o curăți! Eh, nu-i mare lucru! Păi de ce am aici? Vino să mănânci! Poftă bună! Oh, pizza! Și un pahar răcoritor de suc! Ce poate fi mai bun de atât? Ups, am vărsat puțin! Trebuie să mai exersez! Asta e! E delicioasă! Când mâncam pizza în oraș cu tatăl tău și el împrăștia sosul peste tot! Stai! Ce-i aia? Wow! Cremă de ciocolată! Vreau și eu! Îmi place ciocolata! Și a mea! Numai a mea! Miroase extraordinar! Vrei să mergem în parc mai târziu? Da, sigur! Asta e partea distractivă! O să timp! Niciodată nu am destulă cremă de ciocolată! E o operă de artă! Aproape că arată prea bine ca să o mănânc! Aproape! Sunt super fericită! Stacy! Ce-ai făcut? Uite cum arată masa! De ce ai face asta? Adică, masa mea curată! Hei, îmi place să mănânc! Știu, scumpa mea! Dă-mi șervetul ăla! Sper să se șteargă! Nu funcționează! Pete, pete peste tot! Ce coșmar! Degeaba insist! Sunt prea multe pete! Stai așa! De ce te uiți așa la mine? Am acoperit masa cu folie de aluminiu. Wow, ce tare! Știu, am multe idei bune. Nu pot vorbi acum, mănânc. Oh, un sandwich, dă-l încoace. De ce faci așa multă mizerie? Dar acum nu mai contează. Mi s-a făcut sete de la atâta mâncare. Ai terminat? Nu mai pot mânca nimic. O să fac curat, trebuie doar să împăturesc folia de aluminiu. Fix așa! Nu trebuie să mai curăț nimic! Și am zero pete pe masă! O să o arunc direct la gunoi! Ingenios, nu-i așa? Bravo, mama! Ce avem acum? Ce naiba! Broasca aia sări direct spre noi! Nu! Mă înspăimântă broaștele! Oh, wow! E o broască adevărată! De fapt, e chiar drăgălașă! Poate o să o mângâi pe cap! Oh, ce simpatică e! Ce broscuță grozavă! Ashley, ce faci? Nu atinge! Eu, nu-mi place! Chiar deloc! Eh, păcat! Trebuie să încep să desenez! E timpul să creez o capodoperă cu ajutorul acestei broscuțe! Nu pot să cred că nu te îngrozește broasca aia! Vai! Nu! Iar se uită la mine! Urăsc treaba asta! Stai puțin, poate că așa reușesc să fac față acestei situații îngrozitoare. Da, sigur o să meargă. Foaia are pliurile astea. Mai întâi îi desenez ochii mari, bulbucați și înfricoșători. Acum trebuie să-i desenez piciorușele de broască. Sunt scârbită că sunt palmate. Are nevoie de o gură de broască mare și umflată. Și acum pot să colorez. Folosesc verde, e o culoare clasică pentru broaște. Îi colorez fața și întregul corp.
Uf, durează o grămadă. E mult verde. Iu, în sfârșit am terminat cu tot verdele de broască. Dar evident că nu pot uita de gura ei. Îmi trebuie niște roșu și mai mult roșu. Are nevoie de o limbă totuși. Bucățica asta de material o să meargă bine pentru că a fost lipită. Trebuie să fac găurica asta în hârtie. Uh-oh, uite o insectă! O să o leg de oață și o bag prin gura din hârtie. Și acum îi închid gura broscuței mele. Am terminat! Ce zici, broscuțo? Desenul meu e mult mai drăguț ca al tău. Uite, o să înghită musca! Wow! Nu pot să cred că ai făcut asta, Cheryl! Ce trebuie isteață! Desenul meu, dacă mă uit bine la el, nu prea seamănă cu o broască. Oh, wow! Broasca desenată de Ashley nu prea e grozavă. Da, desenul ăsta e un eșec total. Hei, stai puțin! Cred că știu ce să fac! Brăscuțo, am nevoie de ajutorul tău pentru următorul pas. Sper să meargă! O, Doamne! A mers! Oh, flori! Pentru mine? Nu pot să cred că mi le-ai adus! Ce naiba? Acum Ashley are un prinț și flori? Mă bucur că m-ai sărutat! Mă săturasem să fiu broască! Hei, trezește-te! Cred că visez cu ochii deschiși! De ce ți-i broasca? Vrei să o săruți? Ce? Ah, nu! Nu voiam să sărut broasca, nu! Deci, ce urmează? Wow, ia uite! Ia mâna! Ia mea! Presupun că o să iau paiul. Măcar e ceva. E perfect pentru sucul meu. Ah, răcoritor! Oh, uite! Ce de gadget-uri cool! Wow! Ăla e un dozator de gume de mestecat? Îl vreau! Alo? Vreau să fac o comandă. Imediat, doamnă! Ce serviciu bun! O să fii tare invidioasă! Ah, aici era! E nevoie de livrare personală. Ar fi trebuit să verific mai întâi vremea. Părul meu o să fie un dezastru. Ah, serios? Oh, o umbrelă amplasată convenabil. Nimic nu mă poate opri. Sper să primesc un bacșiș bun pentru asta. Stai, ăla e un rechin? În sfârșit am ajuns. Poftiți, doamnă. Wow, mersi mult. Cât de palpitant. Ia uite-l, e uimitor. Recunoaște că vrei și tu unul. Abia aștept să-l testez. Încep! E în poziție, acum trebuie să o apuc. Apoi pot să-i dau drumul prin fantă. Și am obținut guma. Cred că o merit. Ce bună e! Ok, acum sunt invidioasă. Ce cool e! M-a jucat toată ziua cu el. Wow! Cred că mi-a venit o idee, dar am nevoie de paiul meu. O să-i fac niște tăieturi cu foarfeca. E mai greu decât pare. Ce bună sunt! Ce faci? O să afli în curând. Mi-am făcut propria gheară de apucat. Am nevoie de cutia asta. O să decupez niște dreptunghiuri și o să-l acopăr pe ăsta cu o folie de plastic. Apoi o să introduc bucata asta de carton. Se încadrează perfect. Acum înlocuiesc capacul. Urmează partea distractivă. O să pun geleuri în cutie. Deja îmi lasă gura apă. Cred că sunt suficiente. Acum pot să-mi folosesc gheara. Ursulețul ăsta gumat arată bine. Acum îi dau drumul prin fantă. Uite, am câștigat un ursuleț gumat. Mai degrabă e un ursuleț delicios. Isteață treabă, Ashley. Hei, vrei să facem schimb? Nu, e al meu. Mă rog. E super distractiv. Pe care? Oare cum o fi asta? Ce bună! Așa plină de ciocolată! Ce-o fi făcând? O, Doamne! Scuze, cred că visam! Se pare că ți-ar prinde bine un suc! Poftim! Mersi! Ah, scârbos! Bleah! Ce-i asta, supă? Cred că are 100 de grade! Nu-i de mirare că are un gust așa de rău! Hei, știu! Ai un suc cald? Pune-l într-un pahar și bagă-i un bețișor de înghețat înăuntru. După ce s-a congelat, scoate toată chestia. Wow! Acum sucul e iar rece ca gheața! Mult mai bun decât sucul obișnuit!
Tovarul ăsta e gata pentru oră. Acum, unde sunt cărțile alea? Aha! Clar am nevoie de multe zilele astea. Ce-mi lipsește? Unde-mi sunt pixurile? Jur că le-am lăsat pe aici pe undeva. O, Doamne! Dă-mi alea înapoi, șoarece idiot! Chiar am nevoie de alea, ok? Nu pot să cred! Hei! O cutie veche de chipsuri! Mă descurc cu asta! Pune lipici cald pe laterale, așa! Apoi fă un zigzag! Acum întoarce cutia invers și pune lipici pe marginea fundului. Nu uita de mijloc! Un model încrucișat e bun! Așa! Acum întoarce toată chestia și scoate cutia. Lipește vârful și fundul. Și prinde un fermoar. Un fenar, vrea cineva? Wow! Clar sunt iscusită când e nevoie! Nu vreau să întârzi! E timpul să dați un test! Oh, frate, e nasoală treaba! N-am timp de chestiile astea! Unde e răspunsul pentru numărul 5? Ah, acolo era! Abia pot să-l citesc pe ăsta! Nu e ceea ce pare! Cât de proastă mă crezi! Haide, dă-le încoace! Foarte bine! Se pare că ai ratat-o pe aia! E atât de nasol! Nu o să uit treaba asta! Ce ai acolo? Exact cum bănuiam! Voi, copii, nu vă învățați niciodată mintea, așa-i? Încă țipă? Ce se întâmplă acolo? Te duci la bancă după școală? Sau poate că ea sunt un răsfăț pentru mine? Nu se uită nimeni! Ia-i pe toți! A fost o plăcere să facem afaceri! Așa se face educația! Ești o fată isteață, tu! Oamenii bogați pot să fac orice! Efectiv urăsc ploaia, mai ales cu prostia asta! Of! Doamne, ce-ai pățit? Ai făcut duș cu hainele pe tine? Chiar trebuie să-mi iau niște cizme noi! Am senzația că astea sunt distruse! Asta e cea mai nașpa zi! Arăt ca un șobolac ud! Oare eu fi foame? Bun, pariu că are nevoie de ceva pozitiv azi! Pentru mine? Mersi! Oricum mai am vreo 20! Mă rog! Ăla-i plastic? E o grămadă acolo! Am o idee! Și e ceva rezistent la apă? De ce să dai o avere pe umbrelă? Se pare că o să fie furtună! Uscată! Fix cum îmi place! Sună cum trebuie? Degetele sunt ciudate? Mi s-a făcut foame de la cântatul ăsta? Puiul ăsta are gust de carton! O să mănânc chestia asta! Să vedem! E mai bună? Am ceva resturi pe aici? Oare am vreun ban? Of, credeam că era un dolar! Ce trist! Ce-i aia? O muscă murdară? E efectiv inacceptabil! Doamneșoară? Asta nu e un grajd! Eu nu mănânc insecte! Frate, scuze! Uitați! Și uite, așa a dispărut! Ce am în gură? E ceva condimentat! Rugăciunile mi-au fost ascultate! Mă simt revigorată! Nu te mișca, scumpule! Vreau să mă duc la joacă, mamă! Am terminat! Poți să pleci! Ce băiat cu minte! Stai! Chris și-a uitat șapca!
Ah, s-a întors deja? Bună, mama! Eu sunt obosit! Ce s-a întâmplat? Ești murdar tot! Jocul de fotbal, am dat gol! Super sete! Trebuie să beau ceva! Trebuie să faci o baie! Hai să te curățăm! Uh-oh! Nu! E nasol! Te rog, mamă, orice în afară de asta! Treci acolo! În sfârșit, nu mai ai cum să evadezi de data asta! Treci! Încadă! Acum! Dacă zici tu... Uită-te la ea! Uf! Urăsc să fac baie! Dar piscina mea cu biluțe e mai distractivă! Giulia! Ăsta e locul meu preferat! Ce faci? E magic! Chris, treci în cadă! Mă curăț! Uite, sunt imaculat! Termina! Stai puțin! Cred că știu cum să ușurez situația asta! O să pun niște bicarbonat de sodiu într-un bol. Apoi o să adaug un pic de colorant alimentar. Cred că ajunge! Apoi o să torn niște ulei de măsline. Acum trebuie să amestec totul. O să amestec până o să se combine toate ingredientele. E aproape gata! Arată bine! Am o formă din plastic în care o să bag compoziția. O să o presez ca să ia forma recipientului. Acum o să pun și alte culori. O să fac asta până când o să fie plină forma. Presez amestecul ca să mă asigur că e compact. Am făcut la fel cu o altă formă. O să le unesc. După ce s-au lipit, o să scot formele. Acum am obținut o bombă de baie. Chris! N-am făcut nimic! Wow! Ia uite! Dă-mi-o! Încadă mai întâi! Dar sunt tare nehotărât! Bine, dar nu mă încântă asta! Poftim! Privește culorile! Wow! E efervescentă! Zici că e un curcubeu! Ce frumos arată! Wow! E cea mai tare chestie! Știam eu că o să meargă! Pot să fac o baie mâine? Îmi plac băile acum! Da! Poc, poc, poc! Ah, partea asta e dificilă! Trebuie să mă concentrez! Jasmine, e timpul să vii la masă! Sunt cam ocupat acum. Nu e frumos. Nu-mi place. Haide. Aș fi putut să mă joc jocuri video. Stai acolo. Ah, ce bine miroase. Terci de ovăz plin de cocoloașe. Preferatul meu. E rețeta mea secretă. Nimeni nu-i poate rezista. Jasmine, unde a dispărut? Nu pot să cred. Care-i problema, domnișoară? Nu pot să joci jocuri video toată ziua! Wow! Ba pot! Sunt distractive! Văd! Pot să încerc și eu? Ți-am făcut-o! Acum hai să mergem! M-ai păcălit! Stai acolo! Nu te mișca! Dar nu-mi place terciul de ovăz! Lasă-mă să joc jocuri video! Mănâncă-ți cocoloșele, adică terciul de ovăz! Sunt cu ochii pe tine! Ca un vultur! Un vultur super concentrat! Unde e dulapul ăla? Aha! Of, serios? Îmi dau silința! Adică, uită-te la el, e delicios! Dar ce pot face? Ah, m-am blocat! Stai! Nu facem iar asta! O să stai aici de data asta? Crede-mă, o să-ți pun chestia asta pe tine! Ce faci? Sunt captivă! De ce faci asta? Mănâncă-ți terciul de ovăz! Hiu, a fost dificil! Merit cafeaua asta! E bun, nu-i așa? Păratul banilor e hobby-ul meu preferat! Șt! Încerc să mă concentrez! E obositor! Sunt prea mulți bani! Vezi chestia asta? Ramen! Cred că e ziua mea norocoasă! Există ceva mai bun decât tăieței aburinzi? Wow, cred că ți-e foame! Poftim, ia și porția mea! Pe bune? Wow, mersi! Nu sunt fană ramen! Nu știi ce pierzi! Sunt în raiul ramenului! Unde rămăsesem? Kellner!
Wow! Uită-te la astea! Sunt cele mai chic căști pe care le-am văzut vreodată! Și sunt atât de comode! Wow, ce drăguțe sunt! La, la, la! Wow! Pot să mă alătur și eu? Hei, Mindy! Ce mai acum? Ce urât! Ok, o să facem niște mișcări de dans cool! Ashley, nu te supăra! Îmi distrugi dispoziția! Pot să le iei pe astea! Oh, arată ca un puzzle! Acum pot să ascult și eu muzică! Ba, 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 ba! Căștile lui Mindy sunt mult mai șmechere! Sunt invidioasă! Stai puțin! Am o idee! Pot să folosesc paharele de la ramen! Mai întâi trebuie să fac o tăietură pe fundul paharelor! O să fac o cruciuliță cu un cuțit! Acum pot să bag casca pe aici! O să fac la fel cu celălalt pahar! N-am terminat! Am nevoie de pistolul meu de lipit! O să aplic o picătură de lipit pe marginea paharului! O să prind bentița asta aici! Acum am propriile mele căști! Să le testăm! Wow, ce sunet cristalin! Îți stă bine, Ashley? Oh, căștile alea nu sunt conectate nicăieri! Să-i spun ceva? Oh, da, da, da! Știi ceva? Pare fericită! Sha-la-la-la-la-la! Ador acatelele! Sunt preferatele mele! Am, nam, nam! Oh, s-a întors mami de la magazin! Sunt cel mai tare la jocul ăsta! Sigur o să trec peste nivelul ăsta! Iuh, stai puțin! Justin, de ce ai mâncat atât de multe bomboane? Oh. Scuze, mami! Vrei și tu din acadeaua mea? Nu, păstrează tu! Acadeaua mea! Unde e? Unde a dispărut? S-a spart! Acadeaua mea e distrusă! Oh, dragule, îmi pare rău! E ok, gata, gata! Auzi, mămica are o idee! Poftim, nu vrei portocala asta drept gustare? Nu! Vai, ce să fac? Știu, cuburile astea de zahăr o să mă ajute! Le bag în cuptorul cu microunde! O să setez timpul la un minut! Ar trebui să fie suficient! Așa, pot să verific acum? Excelent! S-a topit de tot zahărul! Acum îmi trebuie micuțele mele forme de acadele și niște bețișoare! E timpul să pun feliile de portocale! Acum o să torn zahărul topit! Iată, uită! Așa, cantitatea ideală! Acum le las să se întărească! Sunt gata și pot fi scoase din forme! Excelent! Uite ce acadele grozave cu fructe am făcut! Scumpule, mami are surprize pentru tine! Wow, acadele noi, doar pentru mine! Sunt delicioase, mersi, mami! Cu plăcere! M-am plictisit! Nu e deloc distractiv! Daddy, nu adormi! M-am plictisit! Stai! Știu ce să fac! Ha! Puiul din cauciuc! Scumpă, doamne, m-ai speriat! Uite-mi popitul uriaș în formă de fluturet! Țac! Ar trebui să te joci cu el! Nu, mersi, scumpă, chiar nu mă interesează! Eu o să... La, 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 la! Îmi strângănesc maracasele și îmi cânt melodia! Ah, scumpo, ești îngrozitor de zgomotoasă acum! Doamne, n-a mers! Uite, scumpo, poftim! Ți-am adus ceva cu ce să te joci! Ura! Artă! O să devin o artistă când o să mă fac mare! O văcăriță artistă! Bună, tati! Mersi pentru setul distractiv! Da, în sfârșit! Se joacă și ea cu o chestie care nu face zgomot! O să fie cel mai reușit soare! Wow, nici măcar n-am nevoie de foaie ca să pictez! Nu te mișca, tati! Ce se întâmplă aici? Oh, nu, 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 nu! Ah, toată casa e distrusă! Vai de mine! Oh, a fost doar un coșmar! Bună, tati! Slavă Domnului! Putea să iasă nasol! Stai! Ce faci acum? Nu, nici gând! Nu cât sunt eu aici! Trebuie să fac ceva! Așa, asta ar trebui să rezolve problema! Gata! Uite, scumpo, e propriul tău atelier de artă! Ok, bun! Stai acolo, nițel! Tati o să pună folia asta de plastic de jur împrejur! Încă puțin! De câteva ori! Gata! Și acum ești în siguranță în interior! Distracție plăcută acolo, tati o să se uite la sport! Ura! Pictez flori lângă soarele meu! Opa! Ce lovitură frumoasă! Aproape că a fost gol!
părinte înseamnă să ai parte zilnic de noi provocări. De aceea am strâns la oaltă aceste trucuri ingenioase care să te ajute să-ți ușurezi viața. Care a fost preferatul tău? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri utile.